Sunt Ioana Vântu, sunt department manager la Evozon, la departamentul de IT. Sunt fata de IT la Evozon de mai bine de 16 ani. Da, de obicei lumea e obișnuită să meargă să găsească băieți la IT. La noi a fost un pic mai ciudat la început, dar lumea s-a obișnuit între timp. Nu știu cum sunteți voi, dar eu am din când în când discuții cu fica mea când mergem la cumpărături și ea zice: vreau să-mi iau o jucărie nouă. Și eu zic: dar de ce încă o jucărie nouă? Pentru că avem atâtea jucării și vezi, nu te joci cu ele. Și ea zice: păi știi, eu n-am timp, că noi nu suntem acasă. Cum să mă joc cu ele? Când? Ok, și pe urmă vezi cum vine și îmi descrie cum e ziua ei și zice: păi eu mă trezesc dimineața, repede mă spăl pe dinți, repede mănânc, am plecat, pa mami, pa tati, și ajunge la grădiniță. Și acolo zice: salut, salut educator, salut copii, mâncăm, ne jucăm, ne punem la somn, gata, plecăm, pa copii, pa educatoare, merge la antrenament. Acolo: salut antrenor, salut copii, noată, gata, plecăm, pa copii, pa antrenor, ajunge acasă, salut mami, salut tati, mănânc, mă pun la somn. Păi și eu când să mă joc cu jucăriile? Și atunci mi-am dat seama că și viața mea e pe repede înainte, nu numai ei, și că nici eu nu am timp să mă joc cu jucăriile mele și să îmi dau seama cât de bine e viața când e așa pe default, pe ritmul ei normal. Și atunci, de fapt, când îmi dau seama că viața e bună pe ritmul liber, e când vine așa cât de o palmă din aia ca lumea și te trezești dintr-o dată la urgențe cu copilul sau cu o persoană apropiată. Și atunci îți dai seama, bă, dar despre altceva îi. Sau când într-un proiect, când toate lucrurile merg bine și ești, da, suntem pe val, vine o chestie și ai pus producția în cap o jumătate de oră, clientul urlă, pierdem bani și nu mai știi cum să o scoți la capăt. Și în momentele alea zici, bă, dar de ce nu am apreciat așa adevărat în momentul în care lucrurile erau pe default? Și ai momentul ăla, ok, oare cum aș putea în viața reală să fac un control Z, să fac un undo, să iau din backup? Nu, dacă ești în partea digitală, cum lucrez eu, de multe ori ai noroc. Și de aia noi implementăm tot felul de proceduri, avem backup-uri, avem planuri de restore, avem pe partea de securitate tot felul de controle acolo ca să ne protejăm, să nu ajungem în scenarii din astea. Dar astea merg în partea digitală, dar nu numai atât. Problema e cu feeling-ul de viață reală, că dacă nu îmi asum și nu trăiesc clipa și să fiu recunoscătoare ce am în partea asta și nu-mi fac așa un saving și pe asta și să-l pun undeva în safe to factory defaults, parcă simți că o zbura clipa și nu te mai poți întoarce la ea. Și atunci, pornind de la toate astea, pe lângă partea de o fac pe partea tehnică, încerc să-mi salvez și așa într-un sufletel, într-o bucățică de creier sau undeva, partea în care acum am bine, hai să o țin asta minte și atunci când viața îmi dă un reality check, să mă întorc la punctul ăla și ce bine a fost atunci, hai să încerc încet, încet să ajung la acel factory defaults. Vă doresc o primăvară faină, sper să găsim partea frumoasă într-un firicel de iarbă sau într-un ghiocel și să ne fie bine, pe default.